Specialiștii avertizează. Radioamatorii pot oricând să preia iar puterea. Terorismul se descurcă chiar minunat pe internet. Iar utilizatorii își pun întrebări. Și a zis un internet negru. Cine îl face, domnule? S-ar putea să apară interneți paraleli. China are un internet care nu este conectat la restul lumii. Ci internetul se numește. Duminică scoatem la lumină partea întunecată a internetului. E, important e să cauți tu înainte să caute ei la tine. Garantat 100% cu Constantin Vică și Vlad Teușance la TVR1 și TVR HD.